Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Invitații la Mediere. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie și am început și noi seria invitațiilor noștri în platoul emisiunii Invitații la Mediere. Debutăm cu invitația pentru domnul Mihai Mocanu, analist politic și candidat al Partidului Social Democrat la Senatul României, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația mea. Vă mulțumesc și eu. Bine ați venit și încercăm un dialog, o dezbatere, chiar dacă în acest context puțin atipic al campaniei electorale. O campanie care de fapt n-ar trebui să existe în acest moment, având în vedere problematica existentă. Da. Dar, din păcate, avem niște guvernanți total irresponsabili în acest moment și care pur și simplu își pun interesul propriu înainte interesului poporului. Cu asta nu pot fi de acord și ăsta a fost unul dintre principalele motive pentru care am ales să particip la aceste alegeri pe lista PSD. Partidul Social Democrat. Da. Vreau să vorbim puțin despre nevoia de stânga în politica românească, în viața socială, în viața economică, în viața românilor în general. Au fost etape și etape. Din ceea ce încercăm să adunăm datele economice, sociale, politice ale românilor, pare totuși că nevoia de stânga este tot mai stringentă. Da, e vorba de echilibru. Nu poți să lași numai dreapta, ai nevoie de stânga tocmai pentru a avea un echilibru permanent. Mai mult, politicile de stânga se adresează în principal oamenilor. Se asigură protecție socială, asigură acces la educație echitabil, asigură protecție socială reală și nu numai ajutoare la diversi terți, dar efectiv măsuri și politici publice. De asta e nevoie de stânga. Iar noi aici la Cluj, fiind un oraș universitar, unde avem 60.000, 80.000 de studenți, ar trebui să fim un oraș de stânga, numai că spre deosebire de toată Europa, în România, orașele universitare nu sunt de stânga. Da. E un paradox. Este un paradox. Da, este un paradox și vă explic și de unde vine. După 90, majoritatea organizațiilor, ONG-urilor, fundațiilor, au fost cam de dreapta. Tinerii au fost direcționați de aceste ONG-uri și de aceste structuri în ultimii 30 de ani spre proiecte de dreapta și au cultivat dreapta, efectiv. Ei, mulți dintre ei venind cu valori de stânga, de acasă, din familie, din județele din jur vorbesc. Aici au întâlnit aceste ONG-uri, studențești sau de alt tip, care pur și simplu le-au însămânțat alte valori. I-au cooptat și practic... i-au implicat, e corect până la urmă ce s-a întâmplat, doar că stânga n-a investit în zona tinerilor și asta este un efect care se vede acum și pe scorul electoral până la urmă. Deci, și reproșul care ni se aduce în România și în Cluj. Da, tocmai pentru că n-a investit în tineret, aceștia au fost aproape bombardați cu mesaje și cu expresii împotriva PSD, din câte știm. Și aproape toată lumea identifică, din păcate, stânga cu ciuma roșie, ca să o spunem în mod direct. Da. Din fericire, putem să spunem că nu poate fi identificată Partidul Social Democrat cu ciuma roșie, adică este o chestie absolut dovedită. Totuși există oameni noi în partid care nici poveste să fi fost membri de partid sau ca să nu mai spunem că și în celelalte partide există. Noi avem o moștenire în România, o moștenire a comunismului. Sunt 30 de ani de la Revoluție. Da. În toate partidele mari și chiar și mici sunt foști comuniști. Corect. Indiferent cât ar vrea să se ascundă, dacă există. Am luat o bază de date din vremea respectivă, i-am descoperit fără probleme și ei au fost descoperiți. Doar că e mai ușor ca ei în momentul de față să ne blameze pe noi care ne-am asumat stânga și culoarea roșie și Partidul Social Democrat și politicile publice adresate poporului și oamenilor în general. Și e mai ușor să ne înjure și să ne facă tot felul de epitete care, mă rog, nu sunt foarte ok până la urmă într-o discuție civilizată, da, și cum ar trebui să fie o viața politică într-o țară educată, cum e România. Pentru că România e o țară educată. Că, într-adevăr, avem un alfabetism funcțional mare deja. Asta este și din cauza unor politici
ale educației care nu s-au făcut cum trebuie și o schimbare a legii educației în ultimii 30 de ani, cred că de 60 de ori, dacă rețin bine minte, lucru care nu dă coerență pentru și predictibilitate pe termen lung. Și atunci, eu vă spun, mie nu mi-e rușine să zic, să accept ce au făcut comuniștii, pentru că dacă ne uităm în țara asta, cele mai mari realizări, investiții, baraje, drumuri, zone turistice, agricultură, au fost făcute de comuniști. Cine spunea atunci, în 90, că băi, voi nici nu o să puteți să le întrețineți. Nicu Ceaușescu spunea chestia asta. Deci, într-un proces a spus judecătorului că voi nici măcar nu o să puteți să întrețineți ceea ce a făcut tatăl meu. Ceva de genul ăsta. Uite că se dovedește că e un mare adevăr. E, acum PSD-ul, în general, s-a transformat foarte mult. Eu am prins, eu sunt din 77, am prins perioada comunistă, am fost pionier, șorma patriei, comandant de unitate, multe lucruri care în perioada respectivă te implicau în societate și te implicau în tot ceea ce se întâmpla și în orașul contextul tău. Da. Nu mi-a fost rușine niciodată, nu mi-este nici acum, deci am fost atunci și așa. Așa cum nu mi-e rușine nici să fiu un PSD, chiar și pe o listă de senat mai la coadă sau în altă parte. Eu asta le spuneam și colegilor, cei care suntem selectați de partid să intrăm pe o listă, trebuie să fim mândri că suntem pe acea listă. Suntem elita partidului în acest moment, care reprezentăm PSD Cluj în bătălia națională până la urmă. Da. Și să fim serioși, să se meargă pe aceeași paradigmă, ca să spun așa, a foștilor comuniști după 30 de ani de la Revoluție, mi se pare ușor... Părea mea că și după 50 de ani avem aceeași discuție în continuare. De ce? Pentru că e mult mai ușor să blamezi, e mult mai ușor să spui că acest comunism a fost ceva rău, răul universal. Nu e chiar așa. Nu e chiar când așa. Se dovedește că trăim deocamdată și circulăm pe șoselele... Pe șoselele făcute de comuniști, ne tratăm în spitalele făcute de comuniști, bem apă din barajele, majoritatea făcute de comuniști. Regretăm economia așa, regretăm acele fabrici și industrie care atunci era făcută. Regretăm faptul că era o predictibilitate în ceea ce înseamnă absolvirea școlii și obținerea unui job și o evoluție profesională destul de clară în societate, că era asistență socială. Toată lumea zice că comuniștii dau bani pe gratis. E, nu e așa. În vremea aceea nu puteai să stai acasă. Din câte știu eu, din ce îmi povesteau părinții, erai obligat să muncești. Da. Nu exista varianta de a sta acasă. Dacă vrei să stai acasă, cam ajungeai la pușcărie sau la canal sau în altă parte. Adică te obligau să muncești. Ei aveau acea idee. Nu știi, te învățăm. Nu vrei, te obligăm. Ceva de genul ăsta. Da. Păi, cum să zic, într-un fel sau altul așa se explică totuși dezvoltarea și toate câte s-au făcut în acea perioadă. Adică cineva trebuia să le facă. Fără forță nu puteai să faci. N-aveai. Corect. Într-adevăr, au fost multe măsuri abuzive, au fost torționarii, au fost mulți. Sigur. Care au făcut acele abuzuri cu care nu putem fi mândri. Absolut, și trebuie să le judecăm. Condamnă. Și să le condamnăm tot timpul. Ei, dar acum, la 30 de ani, o generație tânără care apare pe listele PSD-ului, uitați-vă acum, la listele PSD-ului din toată țara, nu vorbesc de cele de la Cluj, au ieșit dinozaurii, cum spuneau unii. Au ieșit dinozaurii, au fost scoși. Cu scandal, fără scandal, cu plecări din partid, dar au plecat. Acei dinozauri cărora unora chiar eu le-am reproșat, le-am spus, domnilor, 20-25 de ani partidul ăsta v-a dat tot ce ați vrut voi. Da? Ați fost parlamentari, ați fost miniștri, ați fost secretari de stat, ați avut diverse funcții. Acum când partidul vă cere să stați deoparte, să participați în departamente, pe specialitatea voastră, da? Și să veniți cu acel plus valoare de experiență care l-aveți și să promovăm altă generație, alte fețe, pentru că societatea asta ne cere, ne judecă deja, da? Nu tot cu aia vii, nu tot cu aia. Nu, corect. Uite. Chiar și noi la Cluj. Eu zic că avem o listă extraordinar de bună. Nu mai vorbesc de Senat, unde îl avem pe domnul profesor Dâncu, care deschide lista. Deschide lista și eu cred că pe cineva mai bun în momentul ăsta nu puteam să avem acolo. La Camera Deputaților, domnul profesor Achimaș, la fel, este o personalitate, este recunoscut în domeniul său. Nu cred că cineva poate să-l acuze de partipriuri politice altele decât de stânga până la urmă. Chiar dacă a făcut parte în acel guvern Cioloș, el a fost ca și specialist acolo, n-a avut o culoare politică, n-a avut altceva, dar el este o persoană de stânga. Eu cunosc de mult timp.
Și el și familia lui toți. Deci, urmare domnul Cordoș. Bun, hai să zicem că domnul Cordoș face parte din vechiul PSD până la urmă, dar experiența lui, faptul că a fost candidatul nostru la Consiliul Județean, a luat peste 30.000 de voturi pe numele lui până la urmă, e un merit pentru care merită să fie acolo pe poziția 2. Poziția 3 la deputați, domnul Ovidiu Săcară, un om extraordinar de experimentat în munca cu oamenii, director la poștă, lider, fost lider de sindicat, un om care a gestionat mase de oameni până la urmă. Nu există asupra nici unuia reproșuri directe sau problematici penale sau chestiuni de genul acesta. La urmă, profesioniști. Sunt profesioniști, da. Și oameni, atenție, noi susținem toți, cred că, tinerii și foarte bine să vină tinerii în față. Trebuie totuși, exact cum ați spus la început, un echilibru, trebuie și experiența să fie prezentă. Dacă ne uităm în democrațiile vechi, europene sau de peste ocean, uitați-vă că politica mare acolo o fac oameni de la 55 de ani în sus. Așa este. Politica mică, cea de local, de până la urmă regiune sau cea de genul ăsta o fac acolo, 45-55. Dar înainte de 45 nu prea se intră în politica reală în care ți se acordă posibilitatea de a lua tu decizii și să-ți asumi acele decizii. Nu, ești consilier, participi în echipe, muncești, contribui la binele general. Îți faci experiență. Îți acumulezi experiență, exact. Ei, la noi, din păcate, a existat un reset. Un reset foarte ciudat. Părea coordonat din altă parte. La un moment dat, în anii 2013-2014, se vedea clar că se dorea clar o execuție a tot ce însemna politician peste 45 de ani. Și asta s-a și întâmplat până la urmă. Reculul nu este tocmai fericit, pentru că au venit foarte mulți neexperimentați și n-au știut. Reculul s-a văzut în Parlamentul 2016-2020, unde eu vă spun că am colaborat cu mulți parlamentari și profesional, nu politic, și toți mi se plângeau de același lucru, că este cel mai slab parlament din istoria României. Iată. Comisii unde erau doar yes-meni, nu cu inițiative, nu cu amendamente. Pentru că avem experiență, exact, nu ai nici... lipsă de experiență. Și ce s-a mai întâmplat? În momentul în care a fost rasă clasa politică cu experiență, cine a urcat în locul lor? De obicei, purtătorii de valiza acestora, care n-au avut timp să învețe politică reală. Ei au avut timp să învețe doar niște șmecherii. Lucru care s-a și întâmplat în Parlament până la urmă. Dacă stăm și ne uităm foarte bine, câți parlamentari au plecat și de la PSD, au trecut în Pro-România, ALDE a trădat. Tot ce s-a întâmplat în Parlament, da? Au apărut partide care înainte nu aveau grup parlamentar, au plecat parlamentari acolo, cum e pe USL-ul, da? Și au făcut grup parlamentar. Deci, multe lucruri care nu sunt normale. Dar noi avem o democrație tânără și, din experiență și din ce am citit eu din democrațiile celelalte cu experiență, se pare că este o etapă în evoluția clasei politice într-o țară cu democrație tânără. În contextul acesta în care evocați aceste mișcări ale partidelor politice, aș aduce în discuție exact ceea ce vorbeam anterior. Adică foarte mulți politicieni s-au plimbat de la un partid la altul. Sau odată sau de mai multe ori. Și atunci, odată cu ciuma roșie, ca să revin și să punctez, ca să se înțeleagă, acei primari, acei consilieri, acei parlamentari care au plecat, au fost primiți până la urmă cu brațele deschise, chiar dacă erau purtători de ciuma roșie. Nu, au fost spălați, brusc. Brusc li s-a făcut un duș. Și tot ce a fost roșu pe ei, ciumă, boală, lucruri urâte, avem cel mai clar exemplu primarul Iașului, unde cu două luni înainte să treacă la PNL, îl înjura, vorbesc în ghilimele, dar multe n-avea să-l înjure și direct Rareș Bogdan, și îl făcea în toate felurile și după care la două luni când trecea la PNL zicea că e cel mai bun, cel mai performant primar. E, asta din păcate este demagogie și eu cred că noi, pentru a evolua în politică, ar trebui să clarificăm odată tot ce înseamnă traseismul politic. În primul rând, mie nu mi se pare normal, chiar dacă constituțional nu, ei spun că este corect, nu mi se pare normal ca în momentul în care ești ales pe listele unui partid, deci nu ești ales pe numele tău, corect, pe un vot uninominal, da?
ești ales pe lista partidului, tu în momentul în care te-ai supărat pe acel partid, părăsești partidul și privezi acel partid de un loc de parlamentar. Corect. Nu e corect. De ce în momentul de față consilierii locali care vor să plece la un alt partid își pierd funcția? De ce primarul care vrea să plece la un alt partid își pierde funcția? Da? Păi atunci să fie egalitate de sus până jos. Da? Așa ar trebui. Iar eu militez pe ideea aceasta că avem nevoie de o clasă politică clară în care fiecare să-și alinieze cel puțin pe 4 ani de mandat, indiferent de ce vorbim, că vorbim de alegeri locale sau parlamentare sau prezidențiale, mă rog, acolo e altceva, să rămână în acel partid. După 4 ani e libera ta decizie să pleci în altă parte. Dar acei 4 ani nu ai voie. Sau dacă vrei să pleci, îți pierzi locul și vine următorul pe listă. Da, domnul Mocanu, după cum știm, lumea uită repede, deci de la un mandat la altul. Se uită aceste lucruri, din păcate, și probabil și asta a încurajat neluarea unor măsuri în sensul ăsta. Adică lumea chiar n-a... Alegătorul, cel puțin până acum, s-a dovedit că nu a avut mari procese de conștiință în a vota un candidat sau un altul, chiar dacă a trecut de la un partid la altul. Deci n-a sancționat partidul dacă a primit din altă parte, pe care el ieri o blama. Și atunci mai avem aici de lucrat puțin la educația politică. Da, sunt de acord. Eu de asta nu am fost de acord cu revenirea la liste. Din punct de vedere tehnic, da. Faptul că noi am avut totuși o clasă politică care deja a prins 2 mandate pe votul nominal, pe vot de încredere acordat acelui deputat sau senator direct. Corect. Da? Da. Eu cred că puteam să mergem mai departe și să ne îmbunătățim foarte mult clasa asta politică, era, rămânând pe acest vot direct, pentru că în momentul în care tu totuși pentru un vot de deputat, cum e județul Cluj, da, ai nevoie de 25.000 de voturi directe dintr-o arie geografică relativ mică până la urmă, tu înseamnă că ești interesat să-i respecti pe oamenii respectivi, să ai o comunicare cu ei, să le încerci să le rezolvi problemele cu care ei vin la tine, să încerci să anticipezi ce probleme pot să apară, să creezi un plan pentru zona respectivă, pentru a putea ajuta atât primarii și indiferent de culoarea lor politică, da? Pentru că până la urmă, după ce ai fost ales, tu ești deputatul tuturor, sau senatorul tuturor, sau consilierul județean al tuturor, nu ești numai unui partid neapărat. Și să nu închizi căile de comunicare imediat ce a ieșit senator sau deputat. Majoritatea cam asta au făcut. Da. Din păcate. Din păcate. Cum stăm la Cluj? Pentru că, din perspectiva analistului politic, cu siguranță aveți o viziune cam care ar fi proporțiile. Cine ar fi liderul? Liderul e PNL-ul în momentul de față. Nu avem... Adică trebuie să fim realiști. Să privim lucrurile corecte. PSD-ul ar putea fi mult mai sus decât este acum, dar datorită problemelor interne care au existat în ultimii 4 ani de zile, el s-a fragmentat, forța s-a disipat, au plecat primari, dar totuși mi se arată încă o dată că stânga la Cluj există și nu dispare, pentru că e nevoie de stânga. Avem un exemplu foarte bun, alegerile de anul trecut de la prezidențiale, unde în turul 2 stânga la Cluj a luat 70.000 de voturi. Nu este. În Cluj-Napoca, da, da, Cluj, da? În condițiile în care Viorica Dăncilă nu era un candidat ideal, nu era un candidat iubit în Transilvania, dar numai prin faptul că s-a stimulat ideea de stânga, ideea de PSD, am reușit să adunăm acele voturi. Eu cred că și acum la parlamentare vom reuși să creăm o emulație. Deja se simte parțial. Singurul lucru care ne încurcă, și asta încurcă toate partidele până acum, e pandemia. Pandemia. PSD-ul e prin definiție un partid al oamenilor. De contact cu oamenii. De contact direct. Pe noi ne dezavantajează foarte mult acest lucru. Chiar și pe PNL îi dezavantajează, pe ei dezavantajează și guvernarea în acest moment. Și asta e și motivul pentru care ei în acest moment forțează aceste alegeri. Pentru că ei pierd procente, aproape la 2 zile pierd 50%. Deci pentru ei e foarte grav ce se întâmplă în acest moment. Situația în spitale a scăpat de sub control, nu au un plan coerent, n-au specialiști în sănătate și mai și vorbesc aberații.
Credeți că ar fi ne împrumută cu 1000 de euro pe secundă? E ceva inimaginabil din punctul meu de vedere. Adică și banii nu se regăsesc nicăieri. Okay. Asta este cel mai dubios lucru. Nu au o politică reală pentru tot ce înseamnă economie și IMM-uri. Au o nouă politică reală și măsuri reale de sprijin la Horeca, care este una dintre cele mai lovite, să zicem, secțiuni din mediul economic, da? E haos. Și acum ne și împing pas cu pas spre un lockdown total. Bun, e un lockdown care până la urmă e dirijat în Europa, pentru că se vede, multe țări din Europa deja se duc în direcția aceea. Problema e că ei și-au pregătit acest lockdown. Și-au pregătit măsuri de suport. Și-au pregătit multe lucruri. La noi aceste măsuri nu sunt. Nu există. Tot ce au făcut ei, tot ce au anunțat public că se întâmplă, este ori în fază de proiect, ori în fază de depunere de dosare, birocrație multă, fără măsuri concrete. Reale și concrete. Da? Au avut acel program IMM Invest, credeți-mă. Dacă n-am studiat programul ăla din 1000 de unghiuri, am avut clienți, am avut firme care au renunțat efectiv să mai, chiar dacă erau eligibile, chiar dacă îndeplineau tot, efectiv au renunțat să mai acceseze, să facă investiția pe respectivul program. Era atât de greoi? Era greoi, băncile impuneau condițiile lor, statul, banca avea o politică foarte interesantă. Ea spunea așa, ok, eu înțeleg că statul garantează împrumutul, dar deocamdată sunt banii băncii. Până ne vom recupera noi banii de la stat, voi trebuie să îndepliniți condițiile băncii. Deci, până la urmă, tot deci, te duceai ca pentru un credit normal. Singurul lucru de care erai, să zicem, avantajat era faptul de acel comision de acordare, acel comision de garantare și că nu mai trebuia să vii tu cu garanții suplimentare foarte mari ca pentru valori. Dar în condițiile în care o bancă îți spune așa, domnule, nu-ți acord creditul pentru nevoi pentru cheltuieli curente la o societate care are o datorie la un alt credit la o bancă sau la aceeași bancă, da? Și spune, nu, păi, puteți să vă plătiți datoriile la stat, puteți să vă plătiți datoriile la terți, dar nu puteți să vă plătiți o rată la bancă. Alo, ce facem? Adică nu-i tot cheltuială și chestiunea respectivă? N-aveți senzația că încercau să găsească toate motivele să nu? Păi acordă. Asta au încercat. În prima fază ei au încercat, de fapt, altceva. Au încercat să mute niște credite neperformante ale lor și care erau destul de expuse pe garanția statului. Statul s-a prins, fondul de garantare a creditelor, s-a prins de șmecheria băncilor și atunci au zis nu puteți refinanța credite prin chestiunea aceasta. Și atunci ei s-au dus și mai departe și au paralizat întreaga poveste. Da, până la urmă, noi avem politicieni, da? Politicienii trebuie să fie acei mediatori care pun la masă toate părțile, da? Iată de ce invităm aici inclusiv candidați la alegeri, pentru că încercăm cumva să transmitem exact ideea aceasta. Într-un fel sau altul trebuie să, dintre noi, să se găsească și mediatori în viața politică care cu bună credință, cu profesionalism, să aducă un plus valoare. E nevoie de oameni cu experiență din viața reală. Da. Nu din spatele birourilor care n-au contact cu oamenii, n-au contact cu societățile, n-au contact cu diverse medii. E nevoie de oameni care circulă între oameni, trăiesc între oameni, nu sunt închiși acolo ei într-un cub al lor, într-o jucărie în care au impresia că doar ce știu ei cel mai bine sau ce au citit în cărți. Sau în fața calculatorului. Păi, da, pentru că cubul ăla aia are în față, un calculator, un laptop sau o tabletă. Problema la noi este că nici universitățile nu ajută foarte, foarte mult în acest sens. Sistemul nostru de învățământ, pornind de la partea gimnazială și mergând până la partea de studii superioare și post-universitare, mă rog, nu este un sistem axat pe pragmatism și pe proiecte, pe realități, pe lucruri implementabile și palpabile. Nu, a nostru este un sistem teoretic foarte mult. De memorare. De memorare și dacă rămâi cu ceva și știi să transpui tu singuri într-un proiect ulterior, dar ei nu ți-l cer. E, societatea învățământul din vest cam asta face. Îl exersează. Adică practic. Îți pune la dispoziție tot ce înseamnă bibliografie pentru teorie, cursuri și toate celelalte, dar finalul este un proiect întotdeauna.
un proiect fezabil, un proiect pe care trebuie să-l construiești de la zero, trebuie să-l argumentezi, trebuie să faci toate etapele lui. Da, lucruri la care încă avem foarte mult de muncit. M-aș întoarce un pic la alegerile din 6 decembrie. Era absolut obligatoriu să se organizeze aceste alegeri sau totuși, având în vedere conjunctura, poate că trebuiau? Acum, eu vă spun un lucru simplu. Așa cum s-au putut amâna alegerile locale, se puteau amâna și aceste alegeri și se pot amâna în continuare. Adică vedem totuși astăzi 7400 din câte da, am așa, din 31.000, da. Da, mie mi se pare destul de, adică foarte alarmant, este un nou record din câte știu și atunci... Eu vă spun un lucru vis-a-vis, ca un om care am lucrat 20 de ani în statistică și cu cifre. În primul rând, eu nu cred aceste cifre. Eu cred că cifrele sunt mult mai mari. Doar că lor le frică să le exprime. Am tot mai mulți prieteni și asta este așa, ca și o analiză calitativă, nu cantitativă. Am tot mai mulți prieteni care acum îmi spun, băi, și ăla s-a îmbolnăvit, și ăla s-a îmbolnăvit, și ăla și-a făcut testul, și-a făcut testul, și-a făcut testul. Bun. În Belgia, în februarie, s-a făcut un experiment foarte interesant, care și la lui s-ar putea face, doar că nimeni nu-i interesat. Tot ce au colectat, tot ce însemnau probe de sânge dintr-o lună de zile de analize, de orice alt tip, au făcut din ele un eșantion probabilistic și au aplicat testul COVID pe ele. Și au descoperit că undeva la 7% din testele respective aveau COVID. Ceea ce extrapolăm la populație, deci cam 7% din populație. Bun. La noi, din păcate, nu există o distribuție uniformă a testării COVID. Și atunci există, cifrele sunt distorsionate. Sunt sincope mari în analiza acestora. Da, da, vă repet, când ieșim pe stradă, îi vedem pe oameni, sunt speriați. Da. Nu îi interesează alegerile. Te duci la ei cu un pliant în mână, încerci să deschizi un subiect, nu îi interesează. Nici nu vor să stea de vorbă cu tine. Le spui că ai o soluție pentru rezolvarea crizei ăsteia și le cer părerea. Deci nu le impui, le cer părerea. Nu vor să discute. Pentru că au probleme existențiale, prioritare, ca să gândească pentru alegeri, trebuie să aibă siguranța, în primul rând, a unui guvern care se preocupă de... Vă spun că actualul guvern nu se mai preocupă nimic decât de alegerile acestea. Asta este, din păcate, durerea mea cea mare. Ei nu au un proiect de buget care ar trebui să-l aibă în acest moment și să-l predea viitorului guvern. Uite, domnule, asta e proiectul la care noi am lucrat. Voi, dacă vreți, schimbați-l, dar deocamdată noi pe asta am lucrat, pentru că ăsta este atributul tău, da? Faci proiectul de buget tocmai pentru că vrei să intri într-o perioadă de criză, cum suntem noi acum, nu vrei să lași țara fără buget o lună, două, trei, în condiții în care s-ar putea să ai nevoie de niște bani urgenți în anumite condiții pe care dacă n-ai bugetul aprobat, nu-i poți da. Corect. Deci ei sunt inconștienți, adică vă spun drept că oamenii nu realizează ce blocaje sunt la nivel național dacă un buget nu este aprobat la timp și tu ai nevoie bani, de exemplu, chiar și din fondul de urgență pentru chestiunea aceasta, pentru că în momentul în care tu nu ai un buget, e foarte simplu. Tu nu poți plăti decât salarii și cheltuieli curente. Nu se aloca. Nu poți face achiziții, nu poți face investiții, nu poți face nimic. Păi și atunci, ce facem noi în ianuarie dacă nu avem buget? Și avem nevoie, spre exemplu, să construim rapid 2-3 spitale de astea modulare. Sau să cumpărăm doze de vaccin. Nu spunea unii că vine vaccinul. Sau alte medicamente. Ce facem? Cum? Îl adoptăm pe genunchi din nou? Da. Ca să nu mai spunem de prezența din 6 decembrie, care mie mi se pare că... Eu vă spun că discutând cu oameni care au fost la locale, în secții, acum mai vor să meargă unii dintre ei. Le este frică. Nu mi se pare iarăși moral să avem un parlament votat de un număr mic de oameni. Aici vreau să ajung. Adică un parlament votat de un procent mic? Eu estimez că până în 30% vor fi, dacă vor fi în maxim în decembrie, în 6 decembrie. Și acum mai este un alt aspect.
Eu înțeleg că lupta după Ciolan e mare, mai ales a unora care fac parte din vechea politică, din vechile partide, PSD, PNL și așa. Însă de data asta este vorba numai de PNL. Pentru că este strict dorința lor. Nici USR nu dorește alegeri până la urmă. Au spus-o. Da? Fac campanie și ei, dar nu-și doresc. Păi fac campanie că sunt nevoiți. Nici Pro-România, nici ALDE, nici PSD-ul, nici măcar UDMR-ul. Da? Singurii care își doresc este PNL-ul și nici ei toți. Atenție foarte mare. Oamenii pragmatici din PNL, oamenii care înțeleg riscul la care ne expunem acum, spun foarte clar. Noi clar vom pierde alegerile în 6 decembrie. Le vom pierde în ritmul în care mergem asta. Le pierdem poate și în martie sau sau aprilie sau când ar fi alte alegeri dacă am face. Dar e vorba de populație. Da? Da? Eu vă spun că în momentul de față ei la cum merg tind spre ceea ce a pățit PNţ-ul acum mulți ani. Să se îndrepte spre ieșirea din politică. Da. Pentru că oamenii chiar încep să vadă adevărul. Și acum ultima măsură cu închiderea piețelor. Doamne, cu ce ne încurcau piețele alea? Spații aerisite, distanțați oamenii. Niciodată în piețe nu vedeai sute de oameni. Vedeai câțiva acolo. Da, da? Că în aseară am fost în Oșan. În Oșan te călcai pe picioare. Deci, despre ce vorbim, este aberant. Adică, mall-urile sunt pline. Corect. Da, se vede clar că facem politica unor... Și vorbeam cu cineva astăzi în Piața Hermes din Cluj. Vieții oameni erau pe trotuar la 4 grade. La 4 grade să stai afară 8 ore inuman. Oameni în vârstă, da. Oameni cu probleme medicale, mici producători. E strigător la cer. Dar, din păcate, cum să vă spun, acum, mulți dintre cei care stau acum la 4 grade sunt dintre cei care i-au votat și la locale, și în alte dăți. Acum primesc un revers al medaliei. Noi, PSD-ul, întotdeauna am spus și am fost corect cu oamenii. Nu i-am mințit pe oameni. Proiectul nostru din 2016 a fost în proport de peste 80%, programul nostru de guvernare a fost implementat și toate s-a dovedit că au fost măsuri bune. Dacă luăm guvernările PSD din 2012 până azi, au adus câteva lucruri. Au dublat PIB-ul României, da? Au crescut cu 60% salariul minim pe economie, au crescut salariul mediu pe economie până la urmă toate celelalte, au redus taxele și impozitele pentru firme, da? Am ajuns să plătim 5% impozit pe dividende când înainte se plătea 16%, da? Adică eu cred că măsurile PSD-ului au fost foarte, foarte bine gândite și au ajutat un spectru foarte larg, atât economic cât și din cadrul populației. Da, pensiile au crescut foarte mult, punctul de pensie, modul de calculare a lor, povestea cu pensiile speciale este o falsă poveste. Este o falsă poveste. Pentru că pensii speciale se numesc și pensiile polițiștilor și pensiile militarilor, ei au fost primii afectați de tăierea pensiilor speciale și toate lucrurile astea. Ei au avut niște contribuții, au avut fondurile lor speciale de pensii, nu fac parte din fondul național de pensii ăla clasic care există, da? Eu cred că populația ar trebui în momentul de față să înțeleagă că doar PSD-ul mai poate să readucă în momentul de față echilibru. Și eu cred că PSD-ul are și suficienți de buni specialiști ca lucrurile astea să fie certificate prin experiența lor, prin realizările lor din viață și prin programul de guvernare care acum îl lansează astăzi, chiar la această oră, se lansează programul de guvernare și echipa națională. Program pe care o să-l studiez cu foarte mare atenție, ca și de altfel și celelalte programe până la urmă, tocmai în ideea de a vedea și de a compara. Vă dau un exemplu scurt. Da. Programul PSD-ului nu are numai cuvinte goale. Adică, pe lângă acele problematici abordate, are efectiv soluțiile descrise în câteva cuvinte, nu într-un proiect efectiv amplu. Dar suficient de mult ca să știi ce ai de făcut. Deci oricine a luat acel program de guvernare are foarte puțin de făcut ca să-l implementeze după aceea. Da? Programul de guvernare al USR-ului este o chestiune de genul următor. Vă dau un exemplu din justiție.
Vrem să nu mor cu dreptatea în mână. Au 40 de puncte la justiție. Una dintre ele este asta. Vrem să nu se moară în România cu dreptatea în mână. Sigur, dar cine își dorește asta? Adică este o chestie... Bun, domnule, dar stați un pic, haideți. Sigur. Punctual. Da. De ce se moare în România cu dreptatea în mână? Cine e de vină? Că vorbim de procurori, că vorbim de poliție, că vorbim de judecători. Cine? Haideți cu chestii concrete. Concrete. Dom'le, hai să amendăm ceva, o lege, un, nu știu, ceva. Nu, ei sunt demagogi. Ei nu știu să facă acest lucru. Și asta se și vede. Și credeți-mă, pe mine mă sperie acest lucru. Eu înțeleg, mulți dintre ei chiar sunt specialiști, dar sunt și spălați pe creier. Sunt spălați că vin foarte mulți din multinaționale, unde multinaționalele ce fac? Îți spun, îți setează direcția, scot tot ce pot mai bun din tine, operare de tine, după care se debarasează de tine. Iar tu când ai plecat de acolo, nu mai poți să fii să te reintegrezi în societate, da, ca un cetățean care gândește, are opinii personale. Nu. Acolo nu mai ai opinii personale. Tu ai impresia că ai opinii personale, dar îți sunt induse. Pentru că multinaționalele nu fac altceva decât să stoarcă oamenii. Exact ca pe lămâie, stoarce tot ce e bun din el și pe aia se debarasează de el. Este prima opinie de acest gen pe care o aud și mi se pare îngrijorător dacă este așa. Este. Nu. E un procedeu al multinaționalelor în toată lumea. Nu este numai în România, da, credeți-mă. Diferența este că multinaționalele sunt niște fabrici de bani. Sunt niște fabrici automatizate. Datorită faptului că au foarte, foarte mulți oameni, ei nu au timp să judece poziția fiecărui om prea mult. Și atunci trebuie să introducă niște procedee automatizate și proceduri prin care evoluezi, involuezi, ești eliminat, te duci mai niște departe. Filtre. Da, niște filtre. Nu numai filtre. Mă rog. Filtrele sunt până într-un loc. De acolo încolo ei trebuie să aducă mijloace de constrângere încât să te îngrădească, să te ducă exact unde vor ei și să ții, să faci exact ce vor ei. Niște șabloane, da. Da. E un soi de programare până la urmă. Da? Din păcate, la noi foarte mulți din multinaționale s-au regăsit în zona aceasta oseristă. Nu-i pot să-i condamn. Din păcate, și PNL-ul și PSD-ul, și acum vorbesc mai mult de PSD, de partidul meu, am întârziat mult reforma internă vis-a-vis de atragerea tinerilor în politică, promovarea lor, o politică a cadrelor interne foarte bine dezvoltată și axată pe om și pe o carieră politică până la urmă. Și atunci, normal, s-au regăsit în această zonă. Partea de USR plus partidele noi, cum le spune uneori marxiste, da, vă rog. Înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj, aș vrea totuși să rămân cu un pronostic de la dumneavoastră. Cu un pronostic este clar că liderii și câștigătorii per general sau cel puțin pe Cluj sunt PNL-ul, dar procentual, dacă puteți să înaintați niște cifre ca și analist. Adică știu că le aveți, nu vă, sigur că nu este obligatoriu, dar m-aș bucura să putem ulterior să... Eu mai repede decât cifre, mai repede a spune câte mandate o să facă PSD-ul. Perfect. Haideți să notăm. Eu cred că PSD-ul va face 2 mandate de deputat, da, și unul de senator. Am înțeles. Am notat. Discutăm. Discutăm, nu, sigur. Știți de ce nu vreau să spun cifre legate de ce este în sondaje sau, mă rog, ce o să fie? Pentru contextul că e foarte... Contextul este, da, atât de fragil și prezența va influența foarte, foarte mult. Așa este. Și, de exemplu, luăm o situație ipotetică, spre exemplu, dacă PSD-ul la Cluj și-ar menține acum scorul de la locale, iar prezența ar scădea aproape de jumătate, cum am spus așa, vă dați seama că automat, da, scorul s-ar putea să se dubleze. Da. De asta vă spun, e foarte, foarte o loterie. Da, și cred că este singurul an în care prezența la vot chiar nu prea poate fi estimată. Nu prea avem cum să estimăm ce va face populația. Eu... Adică cam în ce procent va merge. Poate fi un 30%, poate fi un 25%, poate fi un 45%. Și de la 45% la 25%, lucrurile se schimbă. Știți cum e? La locale le spuneam colegilor cu care lucram atunci,
Dom'le, dacă mergeți la supermarket să vă faceți cumpărături, atunci nu aveți nicio problemă să mergeți să votați. Riscul e același. Corect. Dar acum, în condițiile în care rata de îmbolnăvire este tot mai mare, vorbind de un posibil lockdown, vorbind de carantine deja, zonale, locale, mă rog, ne jucăm un pic cu fricile oamenilor. Și eu cred că până în 6 decembrie vom ajunge într-o fază în care psihoza generală va fi extrem de profundă. Și frica generalizată îi va face pe oameni efectiv să nu-i mai intereseze nimic altceva decât de ei, familia lor, sănătatea lor, nimic altceva. Și atunci, eu vă spun că pentru prima dată, cred că în istoria noastră, nu putem estima ce se va întâmpla atunci. Eu de asta și insista în continuare și aș încerca să le trag un semnal de alarmă actualilor guvernanți. Domnilor, treziți-vă! România nu este o țară și un teren de testări. Da? Nu mai faceți experimente pe populație, nu mai faceți experimente pe noi toți până la urmă. Haideți să ne gândim în interesul țării și interesul cetățenilor și haideți să amânăm alegerile, pentru că nu se întâmplă nimic că niște parlamentari existenți acum votați odată mai au 3-4 luni salarii, chiar nu e nicio problemă. Da, și lucrurile nu se schimbă semnificativ, adică nici pentru un partid, nici pentru celălalt, situația nu se răstoarnă. Nu se răstoarnă, să vă explic ce se întâmplă. Dacă în 6 decembrie câștigă cineva alegerile, da? Până se constituie un nou guvern, o majoritate, o întreagă poveste, e finalul lunii decembrie. Da. Da? Până o să avem un nou buget, e finalul lunii ianuarie, chiar jumătatea lui februarie. Da. Păi, mie mi se pare total irresponsabil. În acest moment, noi să fim acolo. În condițiile în care vă garantez că pe data de 7 decembrie vom avea lockdown total. Da. Deci, așa se spune. Așa se... Nu că se spune, se discută deja în Comisia Europeană. 7-8 țări europene deja pregătesc acest lucru. Acum implementează măsurile. E clar că se întâmplă. Da? Doar noi încercăm să ignorăm. Nu merge așa. Nu funcționează. Da. Rugămintea mea este un mesaj către alegători. Cât mai profesional și încercăm să le aducem în prim plan ideile social-democrate și beneficiile. Stimați alegători, vă invit pe 6 decembrie să veniți la vot, să votați listele Partidului Social-Democrat, atât în Cluj cât în toată România. Vă garantez că avem cei mai buni profesioniști și suntem singurii care putem în acest moment să salvăm țara, poporul de la o... Sunt atât de emoționat încât nici nu mai îmi găsesc cuvintele. Îmi dau seama că dumneavoastră trebuie să schimbați ceva în 6 decembrie. Și numai prin vot puteți face acest lucru. Încercați pentru ultima dată să vă găsiți curajul și să veniți în 6 decembrie să dați la o parte ciuma galbenă care în momentul de față ne distruge. Votați PSD. Vă mulțumesc. Vă doresc mult succes, domnul Mocanu, dumneavoastră întregi echipe. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, atât pentru astăzi. La revedere!